asta te-ai crescut familia, din lingură. Uite să cum ars o mașurovă de vlale. Uite să cum ars o mașurovă. Aca n-a s-o mai ciurote la când îi mă da dorba. Aca n-a s-o mai ciurote la când îi mă da dorba. De cât timp faceți meseria aceasta? De vreo 40 de ani. Iar părinții dumneavoastră cu ce se ocupau? Totuși, tot cu timp. Ce ori mei tăți îți duci acolo dincolo. Nu au nevoie să facă nimic. Dar unul știe face lingur, știe face coveți, dar nu stai aici să facă. Că merg în Germania. Din tasa se poate, deci se poate câștiga foarte bine. Am fost în Spania, am văzut în Spania. Am fost în Germania, am văzut în Germania. Am fost în Italia, în Italia am văzut. Așa ceva. Dar nu știm cum să ajungem, nu știm cum să avem acces la așa ceva. Ca să putem vinde noi. Am comerț la izvorul Cluj-Napoca, într-un sat, aici lângă Cluj. Am comerț, dar ești cam sclav, că-s 2,50 lei pe vinde. Și cam cât credeți dumneavoastră că merită? Eu mă gândesc că merită 4 lei sau 5 lei o vinde. Că stai atâta ziua cu ea și cu nasul mă aplică. Și de câte ori ai mă? Eu am zis că 4 sau 5 lei să ne merită bine. O dau lui, lingura asta cu 2 lei, el o dă pe 6. Și are el câștig după teren. Numai asta o aș face. Și ar face și pe mine. Ne punem pe mături, mii de mături, mii, miliarde de mături și martie. S-a încheiat. Deci să cumpără mii de mături și dânsul care le cumpără cu un leu bucată. Și o mătură, de câte ori trebuie să o iei în mână? O mătură ca să o faci pentru un leu. Să mi-e o dată, să o tai de două ori, să vii acasă să o ieși de trei ori, să o vezi de patru ori. Să o faci baloți? De 5 ori pui mâna pe o bucată, pe una, ca să faci balos. Și ca să nu exagerez, dar cam 50 de lei faci o persoană. La zi. Eu lase covar să mă zbilovai de la podroma să mă zgălai. Eu nu știu cât să când mai trăiesc, dar nu le las. Cât trăiesc eu nu le las. Vai de la vai.